Marți 1 martie s-a dat startul oficial la depunerea cererilor unice de plată către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA. Guvernul României, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, vine astfel în sprijinul fermierilor din sectoarele zootehnic și vegetal. Cererile pot fi depuse până în data de 16 mai, iar reprezentanții APIA din județul Hunedoara se așteaptă la un număr mare de solicitanți. Începând cu data de 1 martie, începe campania de primire cereri unice pe anul 2022. Fermierii sunt informați, vor primi telefoane de la funcționari pentru a închide cererile și totodată vreau să mulțumesc primăriilor pentru că ne-au pus la dispoziție adeverințele pentru a primi cererile unice. Așteptăm să închidem campania cu bine până în data de 16 mai, este ultima zi de primire cereri și așteptăm cel puțin 16.000 de fermieri pentru o suprafață de 132.000 de hectare. Fermierii pot transmite documentele online către Centrul Județean APIA sau către centrele locale din Deva, Hunedoara, Brad, Orăștie, Ilia, Petrila și Sfântă Maria Orlea. Persoanele interesate pot obține mai multe informații adresându-se specialiștilor din centrele locale sau accesând site-urile www.apia.org.ro ori www.madr.ro.